Salut! Bine ați venit la o nouă serie între Kaizen și Mexo, a.k.a. Sasha Brown. Braus! Așa, un best of 5 în seara asta. Și este ultimul match din runda 3. Avem și cu caster, să văd dacă e pregătit. E pe drum cu casterul. Cred că au uitat băieții de spec delay, dar trebuie să fie ok. Bun. Și avem partea stângă pe Kaizen, joacă în roșu și Mexo joacă în verde. Ambii joacă Bohemians, foarte interesant, dacă știu să joace SIV-ul ăsta nou. Chiar sunt curios ce build-uri au băieții. Harta, Blackstone, berries decente la Kaizen. Se poate o ala destul de frumos. Între timp, Mexo are backstone, back gold, back deers. Da, doar 4 berries. Hearts pun cele, un pic am deschis al lui Kaizen, dar n-ar trebui să fie o problemă. Chester, văd că întârzie. Salutare, salutare! Salut, salut! Let's go! Ce faci? Te... mă uit la un match. Tu ce faci? Ce drăguț! Da. Am început deja de 3 minute. Mamă, ce întârziere! Incredibil! Ce se întâmplă? Cine cu cine joacă? Ce sigur avem? Deci avem Mirror Sieve pentru că ăsta e tău. Avem Bohemians. Corect. Bohemians Mirror. Joacă versus Kaizen. 1-1 pentru cine? Am înțeles. Joacă Kaizen cu Mexo. Mexo aka Sasha Braus. Ah, ok. Bun. Îți dau lobby ID? Te descurci? Hai să-ți dau și așa ce facem. Da-l văd, de la pe ecran. Da? Ok. 1177793. Wow. Da. Ești primul care știe un să uite. Nu pot să cred așa ceva. Ok. Doi filgeri în față pentru Mexa deja. Not bad. Adică pe nume nu găsește. Șapte, șase, șapte, șapte. Bă, ok. Nu lucrez la Microsoft, nu-i vina ta. Și cum să zic. Ce poșo. Exact. Ai făcut introducerea la hartă și astea sau facem da. Împreună? Da, dacă vrei mai vorbim. Am zis că hărțile sunt oarecum cam la fel, un pic mai deschis al lui Mexo, însă îmi place care berries un pic mai safe decât nu, că Kaizen le are mai safe decât Mexo, de exemplu. Dar, walabile, părți decente pentru generarea okay. De Arabia. Ești de acord? Da. Prima oară când văd copaci în mijloc, what the fuck is happening? O fi făcut un update secret. Da. Incredibil. Incredibil. Complet neașteptat. Copaci în mijloc. Ce travestie. Avem 21 pop de la Kaizen. Probabil scouts care trei pe loot. Not bad. Acum ajung și eu la zi.
Wall-uri de la Mexo. Da, 52 de... 53 de secunde idle la Kaizen. Ok. TC idle. Și Mexo? 11. Bun, 11 secunde, foarte respectabil. Cu 24 s-ar putea să facă un fast castle de 26 pop, deși nu cred. Mexo s-a dus fără loom. Ia zi dacă îl pedepsești pentru asta. What? Quick-ul? Măcar a încercat. Da. Cam asta la mine, mai loom. Da, la mine jocul și-a făcut update și n-am 3 modul activat, arată. Foarte frumos asta. Înseamnă că n-ai mai intrat de 4-5 zile pe joc. Exact, mai mult chiar. De la, ba da, la ultimul cast. Tare. Îmi place zidurile lui Kaizen. Îmi place cum o alat. Cred că așa dacă o să ia dir-ul, dacă fac un mil la dir, dar... Eficient, scurt. Golden bază. 3 vils idle. Am găsit, gata, eu vă zic. Ce pune acolo? Da. N-ai cum să probabil. N-a reușit și acum stă cu gardul deschis până adună wood-ul. Și mai are nevoie de vreo... tot n-are. Era la 120. Încă 3 wood. Gata. Hai. Până. Măcar n-are TC-ul idle. Eu când fac asta, odată la două meciuri, am și TC-ul idle, știi? Adică... Dacă tot faci ceva, să faci cum trebuie, nu? Ce jumătăți din măsură sunt astea, nu înțeleg? Quick walls, fog, dagger, 110 adversari, oh? Double range, oh. Doi builds au murit la Mexo. Serios, de la scout? Da, m-am mai pierdut. Măi, nu, n-aș vrea să sărim la presupuneri, poate a fost și ei bolnav, nu știm. E Dark Age, nu a fost niciun pic de mie niciodată, n-am auzit așa. Poate că erau lemni și s-au împiedicat, adică poate anumite presupuneri nefondate, nu știu cum să zic. Ok? Mie îmi place wall-ul lui Mexo de lângă capre, sau una zebre. Aha. Poate are noroc și stă zebra acolo și, ca să aibă și-l wall, știa. Și nu a scautat pădurea. Deci săracul nu știe dacă se termină zidul acolo sau nu. Nu vede. Asta e foarte tricky cu one tail gap. Nu e deloc tricky. Întotdeauna trebuie să assume the worst, știi? Presupui ce-i mai rău. Corect. Nu e deloc tricky. Am văzut și pro players care nu dau click afară. Da. Mă, se întâmplă. Inclusiv în top 10. Doubt. E aproape un gold. A ales să duc la goldul ăla în față, ceea ce nu e foarte rău, doar că acolo o să fie atacat pe viitor. Acum nu, că are scaunt, dar pe viitor, sigur, o să vină agresiunea. Mai ia un vilce. Șterge, bravo, șterge zidul și pui un TC, știi, adică nu e... Corect. Pui sau chiar acolo, între piatră și aur, un TC superb. Ai opțiune. O scautat zid. A făcut zid, dar a prins capra pe cealaltă parte. Se întâmplă. Da. Între timp, caprele de sus sunt protejate. E o rezervație naturală. Nu vrea să le ia. Hai să... Da, uite, ăsta e motivul pentru care am încetat să mai joc scouts. First, scouts first. Nu că aș avea mari jocuri, dar de prea multe ori sunt în afara zidului, știi? Și simt că nu obțin suficientă valoare de la investiția de food în scouts. Ca de exemplu meciul ăsta. Da, păi la nivelul tău nu e de ajuns singur unitate, de obicei trebuie să faci combinații și... Da, dar când mergi man at arms, dai zidul jos foarte repede, știi? Dar poți să faci scout mai atare, de exemplu. Da, și după aia am pauză 5 minute, l-a făcut Bions. N-am mâncat. Eu oricum am pauză 5 minute, da? Acum ar fi un motiv tactic și nu merge.
Ok, 31 vine la 31, un idol la Kaizen. Da, de obicei, când te duci cauți, faci 1, 2 și trimiți în față și când vezi full wall, te oprești. Cam asta e ideea. Da, și trimiți pe hartă. Exact. Poți să-ți pe ia 1, 2 să-l faci scouting bine, vezi relic, vezi toată harta ca lumea. Și ești în față că el a investit foarte mult în zid. No, sunt de acord și cu poziția lui. Au văzut cele două warsuri range-uri și stă oarecum pe centru să vadă ce se întâmplă. Dar scout-ul ăla low HP cu 15 din 45 l-aș fi trimis deja pe margine. Mereu când am un scout sau doi care sunt foarte low HP în grup, prin feudal, îi trimit la plimbare, știi? Oricum cu armata mor primii. Ok, range defensiv de la Kaizen, probabil Skirms. Da, 1 inch Skirms. Da. Puțin cam târziu. Na. Better late than never. Deja are 11 archers Mexo, Sasha. Și... Dar Kaizen e castle. Zid în spate? Zid în spate? Hai că reușit. Da, n-ai cum să... O mai suntem. Așa, acum o dat și Quartz Color, Kaizen are double beat, Mexo are și doar double beat, are... Da, e apa, cum am spus, jumătate de minut. Wheelbarrow e dat la Mexo, îl are, nu-i dat. Așa, deci 3-7 wheels, Mexo, cu tot cu wheelbarrow, nu-i rău. Și în curând o să aibă și resurse de apă. 582 food, 15 la food. Ce duce pe stone, ok. Ok, cred că va aștepta, continuă producția, au ajuns la 13 arcaș, 3 în queue, 4 spearmen undeva pe hartă. Okay. Fără blacksmith, double range fără blacksmith. Da, vrea probabil să pună când dă casă. Dacă nu a uitat. Sper că nu odat, așa, gheare sunt pentru Castle Age, ok, și acum față butonul. Față butonul. E un 3 acolo, la 15 wood. Sper să fii atent. Apasă butonul. Ok, hai că... Apasă butonul! Și-a dat și garrison la toți villagers-ii pe ferme ca să... Ca să aibă 800 mâncare și au avut 804. Acum e la 1000 mâncare. Ok, au pus market, poate mai cumpără mâncare. Ok, bun. M-a sperat că vedem un full feudal. N-avea second building? Cred că nu, nu? Asta era. Avea archer range și după aia avea nevoie de market. Da, bine. Aici, în situația lui, corect, uite, n-a fost atât. În situația lui era mai bine să pună blacksmith-ul, că se construiește mult mai repede decât market-ul. Clar, și avea nevoie de blacksmith. Da? Deci, kids at home. Care ne urmăriți. Blacksmith first. Marketul l-a îngreunat foarte mult. Dar nu-mi place ce văd. De ce faci investiții atât de masivă în double range? Scoți numere și le ții acasă. Ce să zic? Având în vedere că e Bohemians. Așa. E un power spike foarte bun și îl ții ascuns. Adică Kaizen nu a făcut foarte mulți skirmishers. Are 4. Odată upgrade-ul de crossbow cu 3 crossbow și încă 5 în garrison și 3 pe drum. Adică poate să creadă că în acele archer rangers sunt câte 1, știi? N-are informațiile și army count-ul e 28 Mexo versus 11 Kaizen, adică e diferență foarte mare. Poate să creadă că e 2TC, știi? Bine, când o să ajungă în casă, legi. Dacă faci armii doar ca să te bagi adversarul în derută, deja e next level. Da, adică ce vreau să argumentez este că oricum nu vrei să te bați cu ei în feudal. Nu cu Bohemians. Prea multe avantaje să... În opinia mea, prea multe avantaje să prinzi chemistry. Dar ești versus Bohemians. Și dacă faci o investiție așa de mare în Archer, sau 24, chiar acum au dat în Garrison. Dacă faci o investiție atât de mare, este un avantaj până ai nu-i spune inamicului să meargă cu Elite Scrubs.
pielițca, știi? Fiindcă dacă ai fi văzut 10 arcași la tine la ziduri sau 15, mergeai scărn și dădeai counter. Acum, Kaizen are și jumătate armată și are și doar 5 scărns care n-au elit și de bea acum au dat upgrade-ul la prima armură și n-are botkin-ul, pe când Mexo are 2-1. Are și botkin-ul și padded armor, prima armură. Da. Băi, acum să vedem cum... Da. Deci Kaizen nu îi vede. Tot nu vede, este miraculos. Zidește spate că vine armata... Asta, bun, bun. Deci îmi place poziția lui Mexo foarte mult. E nu, că e deschis acasă. Da, dar nu, nu o să pătească nimic acasă. S-a pare ca se întoarce, ok. Da, bine, house wall nu prea merge când... Larg. Inversi dar ca și scărți. Pro tip. Mai degrabă doar construiești acolo. Dar foarte, foarte bună poziția cu armata lui. Kaizen nu are... Da, uite cum cade acolo. Da, n-are botkin în continuare și nici al doilea upgrade. Și aici... Credeam că și celălalt până acum, totuși, știi. Ți-aș fi spus. Ok. Lumesc. A doua armură pentru Mexo. Și în opinia mea, faptul că o ținut în Garrison arcași atâta timp și au venit oarecum ca relativ surpriză cât de mulți sunt, știi? O mers foarte bine în avantajul lui. Nu sunt de acord absolut deloc, dar ok. Da. Pentru mine, dacă investești într-o armată, trebuie să folosești altfel adversarii înaintea ta. Dar au făcut un timing destul de bun cu Castle Drop și cu armata asta. Imaginează-ți că avea Siege Workshop. Kaizen, sau avea 15 Elite Skirms. Păi da, cu upgrade-ul. Acasă. Dacă nu-i ținea acasă, nu mai avea nici bază Kaizen până acum. Zic eu, nu știu. Nu cred că... CTC face Mexo. Da, ma, frumos. Nu cred că puteai să faci atât de mult cu 15 arcași. Față de Castle Drop cu 25, 27, 28 de crossbow, știi? No, plus și, de exemplu, la mine. Știu că fac un sacrificiu, dacă merg să atac, clar o să rămân în urmă la Eco, fiindcă nu am abilitatea mecanică să-l fac în două, știi? Așa, dacă îi ții în Garrison, poți să te concentrezi să ai un Eco foarte ok, 50 wheels la 50 wheels. Mexo are 1 minut 48 TC middle. Da, până la minutul 29. Poftim? Dacă să faci pe Tarzi. Ok. Nu am mai văzut pe asta. Ai dat TC-ul jos, dar ce? Probabil. Sau poate vrea o găurică. Intri prin zid pe acolo. Da. Ok. Botkin la Kaizen. Doar prima armură. 4. Chemistry mai are 30 secunde pentru okay. Mexo. Bum, bum, bum. Pa, TC. Oh, frumos! Frumos! Ce? La ce mămărât suntem? Am ajuns la grupa cu 1400? Nu înțeleg. Not yet. Foarte frumos. Ce se pare? Foarte frumos. Elis Kern, totuși, și are... Poftim? Elis Kern de la Kaizen, totuși, și are câțiva. Are 17. Dar cu un castel acolo, al de la Mexo, a început acum un build difference mai serios, 49 la 55. Wagons, nice. Da. Dar are iarăși chemistry, acum dă și ballistics. Asta, în opinia mea, crossbow cu chemistry se descurcă destul de bine la versus skirms, care nici măcar n-au a doua armură. E mai ales dacă reușești să pui wagon-ul în față la crossbox. În moment se bucură cu free wheels. Cât a fost. Da, ok. 17 wheels omorâți de Mexo. Acum probabil o să meargă al treilea TC, undeva mai safe. 800, are 987 stone. Probabil mai vedem un castel. Dacă ai pune în castel în stânga, e urât. Hand cannoneer, ok. Le face pe toate Mexo în match-ul ăsta. Da, castelul al treilea TC apare la
aurul de, din mijloc jos pentru Mexo. Al doilea TC bază la Kaizen. Dar deja la ești cu 23 de builds în spate ca și Kaizen. Ce-ai face în poziția asta ca să încerci să recuperezi? Da. Cum? Aș încerca să mă duc cap, nu știu dacă pot. Are 0 pe food. Little known fact, nu prea poți să livrezi mâncare la castel, știi? Acolo, în mijloc. No. Priorities. Da, exact. Încă e pe stone, încă e pe gold și pilar 6 pe, pe food. Da, da. Ok. 4 pe Tarz în castel, la Mexo. Un wagon. 8 pentru castel? Da, parcă 8 era numărul, dar nu cred că poți să ajungă până la castel cu 8. Ok. Nu mai ai făcut virus de ceva timp, Kaizen. A zis că 40 e suficient. Până aici. Între timp, Mexo la 70 de virus. Al treilea PC face treabă bună, acolo la aur și la lemn. Și are o economie destul de echilibrat, adică 200 lemn, 600 food, 1200 gold, 1800 piatră. Standard. O chiar foarte echilibrată. Ram de la care... Îmi place foarte mult ca să-l dragă din dreapta, dacă îl pun jos. L-aș fi făcut puțin mai ascuns, adică... Bine, nu știu dacă are Townwatch sau nu, dar ca să mergi cu toți villagersii lângă casă, puțin cam mult, știi? Așa, să dai un shift Q undeva mai, mai departe și să vii nevăzut în spatele Woodlight. În afară, uite, o reușit să-l acționezi, Kaizen, cu un castel defensiv acolo. Dar ne mai trebuie village. Da, bine, el nu știe câți vill sunt acolo, ceea ce este un avantaj, decât dacă s-a uitat și a văzut pe toți unul câte unul, știi? Dar acum va mai pierde într vreo 5, zic. Eu zic că 5. 1, 2, 3. 3. Nu, mai 4, 5. 6. 7, ales greșit. 8. 8. 9. 10. 37, virz la 82. Ok, bun. A fost un meci frumos. Okay. Nu prea mai avem ce să mai zicem acum. Poate vrea să mai încălzească Kaizen puțin. Ram de la Kaizen și mangonele de la... Mangonele și scorpion. De la Mexo. Și... Un lucru interesant e army value. 2800, 2080 la Kaizen și 2500 la Mexo. Adică... Are puțin army value. 6 petarzi în curând, garrison în castel, pe lângă un wagon, care l-a filtrat acolo. Jocă de pe cont de Mexo? Nu mă așteptam să joace așa bine Mexo, sincer sunt surprins. Foarte bine jucat, foarte bine jucat. Sincer sunt surprins de Mexo. Da, da, bravo lui. Tot n-are a doua armură, Kaizen, pe Skirms. E mandatory. Ok. 3 battering rams versus 2 catapulte și 3 scorpions. Cine va câștiga? Pets sunt. Da, foarte bun, foarte bun și-a apărat castelul Mexo. Gata, și uite acolo s-a dus push-ul, exact. Poate vedem o mangonel shot, corect? Uite, da. Petarzi, cum am spus, nu prea, da, nu prea cum să ajungă. Da. Stai, da. Îi face bloc cu wagon. Protect, știi. Da, ajung doi până la urmă. Încă unul moare pe drum. Ce? A avut mamă, ce măcel, ce mă... Da, am încercat, dar nu obținut... Da. N-ai cum să obții rezultat când faci micro sub castelul inamicului, știi? Corect. GG. 50 de Elite Skirms la 29 de crossbows creați. Atât de puțin au creat și atât de multă valoare au obținut cu MX-ul. Deci, practic, 24 stat garrison și au mai făcut încă 5. Totuși, ce valoare bună au obținut cu poziționarea castelului.
Ei mai făceau un castle drop în stânga. Da? Da, foarte bine jucat. S-a distrat, da. Nu știu ce să mai... Da, da, da. Și repet, eu personal sunt, în special la mămurul ăsta, sunt fan la un atac decisiv în care oponentul n-are timp să facă un counter potrivit la ce unitate aia știa. Adică mi se pare că au avut un plan foarte bun. Iei piatră, faci o masă de crossbow, te duci... Bă. Ok, APM foarte similar. 30 Mexo la 38 Kaizen. Ok, hai să vedem următorul match. Era cu stream delay? Primul nu cred că a avut. Am intrat instant. Văd că nu mai am cod de data asta. Poate reușim să-i găsim. E ca la meciul lui Viper ieri cu versus Hera? Liri, poate. Poftim? Versus Liri, nu? Ieri, nu-mi zi de Liri, că n-am ajuns încă acolo, da? Fără spoilers. Păi ieri a fost Liri. Nu, ieri a fost Hera. Viper Hera. Ieri a fost Liri. Azi ziua 4. Da, mai ai dreptate. Te-ai uitat la meciul de alalt ieri versus Hera? Da, am uitat. Mamă, ce bișuterie de joc. Mi-a plăcut reacția lui Hera, deci era ceva genul... Nici că trișează omul, ce să-i fac, știi? Ceva de genul era expresia lui. Ok, am făcut o mică glumă, sper că nu se supără Kaizen. Mă auzi? Da, te aud. Am văzut acolo lobby-ul și am intrat în lobby, știi? Și am zis, start the game already, 14-11 și am ieșit. Clasic. Salut, Alex. Am văzut, dacă am văzut lobby-ul liber, ce să-i faci? Nu puteam să ratez oportunitatea. Ah, bun, da. Dar nu era, cum să zic, era lobby deschis, nu era încă suspected. Și mai avem de așteptat puțin. Da, deci a fost o plăcere să văd prima oară, cred că un an de zile când are Viper-ul. Bine, a fost și la Hidden Cup, a fost meciuri foarte strânse versus Hera, dar de atunci... Da, Alex, așa este, ieri a fost Viper Lily, eu sunt puțin în urmă, de asta vorbesc pe public fără spoilere. Hai să... Nu intru pe spoiler channel. E greu să nu dau spoilere. E foarte greu. E așa de greu. Și mă văzut și meciuri absolut extraordinare, excepțional de văzut. Excepțional. Dar nu acum, acum ne uităm la altceva. Da. Ok, ia să văd câte grupe mai urmează când ajunge și la grupa noastră în campionat. La prima. Ok, nu știu ce înseamnă de la prima. Dar prima lună din anul viitor, sau? Vorbeai de grupe. Deci cred că aș fi vorbit de luni. Prima grupă. Suntem de la prima grupă. Să ia de la cea mai slabă la cea mai bună. Okay. Bun, dar întrebarea mea era câte grupe mai sunt până ajunge la grupa noastră. Înțeles că e primul grup. O să vedem dacă... Reușesc, găsesc pe... Reușesc, găsesc după nume. Te le-am aici, deci... A apărut meciul? Nu, no, uite-te puțin pe strână la mine. Ok. Bine, hai, fac un port. Ok. Așa, deci avem ianuarie. Ok, ianuarie. Ai zis corect, prima lună. Da. Bun.
Bun. Mai e un pic. Mai e un pic. Avem un leaderboard pentru grupa asta de până acum, pe undeva? Să vedem așa. Bird's eye view? Da. Hai să facem așa, să facem un recap. Cu cei care poate n-au intrat atât des. Ca mine. Vedem cam cum mai stă grupa asta. Ok, comis semnes la mării bracket. Ok, și ne-a dus la bracket. Ok. Ți arată și răspunsul, da? Da, 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 m-a dus direct la link. Ok, sau poți să te uiți direct pe stream. Anger, văd că e foarte dominant. Da. Și la pastă e tot pe două win-uri, dar e cu un joc în minus. Anger e pe trei win-uri. Păi da, Anger e pe trei win-uri, dar la pastă și e pe două, cu două, da. Înțeles. E, urmează năpasta Anger în curând, va? Deci probabil o să fie finala grupii. Ceva de genul. Ok. Bravo lor. Da, am pus numărul, nu avem norocul să găsim un joc după acest număr. Ok, iar vedem sigurile. Ah, nici la tine nu a fost. Nope. Ok. Mare emoții să aflăm ce sigur vom urmări. Scrie Mexo în chat GG. Primul meci. Ah, ok. Imediat băgăm meciul. Let's go, Mexo. Noi vă căutam de 5 minute, dar e ok. 1-4, 1-4. Păi da, am intrat de pilot în locul lui, știi? Dar n-am stat mort, n-am stat. Fără stream snipe, Mexo, da? Închizi aici stream-ul. Ești. A, refăcut, ok. De-aia nu-l găseam. Să ți-l dau și pe ăsta. Mulțumesc, Tommy, papa, papa, Mexo, baftă. Poate sunt best of 3 sau ales cineva joace best of 5? Până acum best of 3. Au jucat destul băieții, nu știu dacă vor best of 5. Fără spoiler, că l-au scurgit. Poftim? Da, am văzut. Fără spoiler sau? Da, da, corect. Dar la meciul care tocmai l-am văzut, vom da spoilers. Like, care tocmai s-a terminat. Așa. Da, nu știu, atât de scurt mi se pare în best of 3. N-ai timp să... Așa, ia să vedem. Sicilians versus Sicilians, ok. Asta e, asta e ciudat. N-are sens să faci pikeman sau scrims meciul ăsta aproape. Trebuie să faci ceva totuși. Knights și scouts. Și man at arms. Ok, fără spec delay. Pe de-o parte sunt recunoscător. Ok? Din nou, da. Bun, avem... Partea dreaptă pe Mexo joacă în verde și Kaizen joacă în roșu. Cecilia-s pentru ambii. Cum ți se par hărțile? Acum sunt car, chiar ce regiu. Am înțeles. Momentan văd un ecran gri, gri deschis. Deci, cu nuanțe. E destul de bine până acum. Ia să-l închid și deschid din nou. Unexpected error in application. Hai băieți, îți dau $5 pe lună pentru erori. Da. Așa, așa, vezi, s-o conformat, m-au auzit. Asta e că folosești lucrul acolo. Perfect. Deci, întrebare de hărți. Iarăși, ok, au făcut o schimbare la Arabia. Asta e destul de clar. N-ai cum să ai copaci două meciuri la rând. După ce am jucat atâtea meciuri fără pic de copaci în
în emisfera Ecuadorului. E ridicol. Clar, clar a făcut un update la tine. Da, totuși uite-te la harta lui Mexo, arată bine, da? Dar când te uiți în dreapta e deșert. Mexo e jos. Da, asta se întâmpla și înainte, adică nu e nimic special să ai un zid de aer acolo, știi? Uh-huh. It's common. Dar în schimb, un main gold, un back berries, niciun zid care să-i amenințe baza în față, parfum, și cum se zic? Idilic. Absolut, un backwood line, bine, cam toate sunt backwood, asta nu mai e ceva special acum, dar idilic. Și pe cealaltă parte avem main gold în spate, pentru Kaizen, iarăși, foarte bun. Forward berry sub un deal. Merge un TC perfect între piatră și aur de la Mexo, acolo, știi? Da, de la Mexo, ok. Exact. Ca meciul trecut, știi? Da, uite ce main gold are Kaizen. Să pui un mining camp aici, e Krieger. Eficiență, incredibil. Nice. Exact. Dacă îl pune în altă parte, ne supărăm. Bun. Îl pune gen în față, știi? În fața B-ului, așa. Da, sigur. Bine, ar fi tragic. Nu. Și mai place să văd un fast cast. Deja încep cu 300 piatră, știi? Mi trebuie destul de puțin, eventual, și cu market poți să ajungi foarte ușor la 650. Și poți să-l faci ori defensiv, ori agresiv, în funcție ce se întâmplă, dar mi-ar plăcea să văd dacă merg pe fast castle. Mănâncă-te și eu, Kaizen? Observă, ok. Dead scout. Trist. Are era un video foarte, o serie de videouri foarte bune, atunci. În seria aia, care mi se pare că Ragdoll a postat pe grup acum ceva timp, în care te învață cum să faci scouting ca să nu pierzi scout-ul. Excepțional. Foarte mult scout, mulțumit. Salut, Valentina. Vedem 20 pop în Kaizen, ok. Și a făcut Nostres un cont nou? Sau? De ce? Nimic. De ce ești jos? Nu înțeleg, de ce ești jos? Ciudat build-ul lui Mexo, da. Și ciudat lumber camp-ul ăla din stânga. Ăla mă deranjează puțin. E ok. Ok, a ieșit build-ul lui Kaizen, vă cădă up. 55 secunde TC, hai de la Kaizen. Și 26, ok, acum crește. Hai să aștept să oprească. Este secret cine sunt? Poate pentru că o castră din seara asta pentru mine e secret. Poate pentru care? Mister Dapac e secret. Pentru mine e 34 TC idol la Mexo, 13 pe food la Mexo versus 11. Încă nu vedem niciun fel de arme. Mexo. O, da, lume, Mexo. Let's go. What? Sunt în urmă? Înțeleg. Avea lume deja, de mai mult timp. A fost, da. Mamă, dar parcă ne înțelegem în seara asta. Zici că stăm beți amândoi. Da, așa. O să ignor chat-ul de pe canalul tău. Concentrăm. Lucruri ciudate se întâmplă acolo, ne concentrăm la meci. Da. Așa. Aoleu, nu spune că ratezi mai de campul ăla, nu! Un tile mai acolo. Vai. Cum să distrugi perfecțiunea? De ce? Vai, meu săracu! Șterge și mută-l! Dezamăgire.
Range. 20 pop, 1 range. Curios. 20 de pop deja. Da, 20 pop, 1 range. Ce putem spune? Vedem dacă o să aibă, nu cred că o să aibă această fizică de-a trecută, care o să varieze. Ok. One range la one range, amândoi produc arcaș. Place că se oalează, dar în care beriți pe afară. Exact. E, ca și idei, știi? Și oricum. Asta e gaură la stunul din dreapta. A? 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 Poate nu. Nu e, sigur nu e. E pe deal, cel mai ușor e să faci pe deal, zic. Ok, ce no, face Mexo? Face double range. Double bitax, tocmai au dat Mexo. Ok. Wow. Range stable de la Kaizen. Ce face Kaizen? Are 4 pe food. Și pe aia 4 sunt la berries. Fără eco upgrade. 15 pe wood, 4 pe gold. Archers, scouts. Interesant. Dar n-are food. N-are food de scout și de upgrade și de castle. Ok, acum am mai pus ferm. Pe ferm. Și mai e și aproape full world, Maxon. În schimb, 5 pe food este mai mult decât 2 pe food la Mexo. Wow. 3 acum. Quick maths aici. Ok? Quick maths. Da, știm. Mai să știi că totuși are o logică de activist la mining campul lui Mexo, lui Kaizen, pardon. Dacă te uiți, se potrivește perfect încă un mining camp între mining campul ăla și aur, știi? Ok, am înțeles. O gândit el ceva. Îți dai seama că o să fie instant mining. În loc să faci înainte, înapoi. Oh. Instant mining. Ai pus predicții? Nu. Ok, pierde scout-ul. Așa. Salutări, bună seara. Salută-și tu stream. Eu te pusește. Salut. Ok. No, tot fără upgrade-uri la Kaizen, acum The Fletching, dar n-are double beat. Da, asta e dezavantajul, e primul upgrade din stânga sus din jocul ăsta, pentru că Kaizen intră acum fletching. Asta e dezavantajul când tu ești prea mult la stream-ul cu Mihai, știi? Nu mai faci double beat, la un punct. Ok, facem flame lui Mihai mai nou, ok. Glumesc. Teritoriul periculos, dar cum zici tu? Da. Avem și noi un motiv nostru despre Mihai. Eu vreau următoare meme video, dar mai de asta n-am alt material, știi? Ceva alt material? Înțeles. Ok. N-avem fletching la Mexo, deci nu poate să facă nimic, să apere cu arcașii. Dar nici nu-i prea... Dar avem la Kaizen. ...o îngrijorat. Da, Kaizen are fletching de minus și ceva. Nu e Avengerul ăla. Vedem prioritizarea din nou. Prioritizarea stunului în castle, în feudal. Stone safe, frumos, acasă. Îmi place care asta ăsta la woodline. Între timp Mexo are plece, wow. Foarte brusc. Nici am observat când l-a dat. Niciunul din ei încă nu se apropie de castle, dar Kaizen are 14 pe food. Ok, 15 ferme, frumos. Frumos. Nu mai face armată. Mexo are 8 pe food, 7 pe stone. Prea mulți pe stone, în opinia mea. Și mai și lucrează ineficient acolo, pe partea opusă a barierii.
Kaizen s-a dus cu o grămadă de villager pe piatra acum. I-a luat de pe wood pe toți aproape. Mai rămâne cu 6 pe wood. Puțin excesiv. Da. Mai ales având în vedere că n-ai double bitax și ai ai nevoie de un autobuz ca să ajungi la, de la copaci până la Lumberjack. Și jos, e prea departe. Bun, uf. Ai intrat cu un scout și cam atât, că restul sunt cam morți. Și ales ferme făcute fără horse color, da? 16 ferme fără horse color. Deci va trebui în curând să le poți înlocui dacă vrei să faci knights sau... E puțin măreas, dar nu atacă vilul ăla, are un vil foarte low HP la aur și nu l-a văzut. Și n-a reușit mai nimic, din păcate. No, în momentele astea mai bine dacă te concentrezi pe ceva, să-i trimiți în spatele bazelui inamicului, știi, să rămână acolo. Presiune psihologică decât să ataci. Cum stau la idle, te simt? Urât, nu mă întreba. Mexo da. Joacă mai bine pe Arabia decât ar crede, da, și eu zic că a jucat destul de bine Mexo până acum. Da, foarte bine jucat. 3 minute 19 secunde pentru Kaizen, 1 minut 04 pentru Sasha și este un context în care numerele mai mari sunt mai rele. Deci, vreau un număr cât mai mic. Ok, încă un archery range de la Kaizen, între timp e up, wow, e up și... Mexo are 250 food. Ok. 800 stone. Nu văd un market ca să vândă piatră. Dar ce văd eu acolo în fața lui, în fața bazei lui Mexo? Un dungeon? Mm. Un dungeon, vezi? Și vine cineva să-l construiască? Vine. Vine. Unul din vilze e 17 din 40, asta nu prea-mi place, dar... Și de ce dacă ești up castle? De ce dungeon? Sunt niște porcării, din păcate. Mai bine siege. Mai bine castle. Până ajung villagers acolo, mai are 25 secunde și în castle aici. Corect. Și 450, da, chiar. Exact. Nu dai jos un castle... Îl face și repede. Nicio formă. Îl faci și repede. Ai 5 builds. Mexo-l vede? Nu-l vede. Măcar asta e un avantaj, nu vede nimic acolo. Dar nu, asta e. Și au rămas doar 3 pe piatră. Are double beat, între timp, Kaizen. Mexo are wheelbarrow și horse color. Și toți sunt feudal. 48 wheels Mexo la 40 Kaizen. Kaizen e housed. Ok, avem un dungeon. Din păcate nu obții nimic cu el. O probabil spun al doilea acum. O să-și ia din aia. Da, un woodline unde nu ai pe nimeni la wood. Ok, pune la piatră. Mm-hmm. Să zicem, dar o să-și ia din aia. Cât stone are Mexo? 1200. 1200, da. Deja fără partea de aproape. Ok, o dat și Mexo castle aici. 19 ferme. Mexo, 13 ferme la Kaizen. Și The Great Receding începe la ferme. Are ceva, are 18 pe lemn Kaizen. Deci o revin la lemn. Double beat, fără horse color. Măcar acum dacă ar prinde horse color. Înainte să facă Receding în toate fermele astea. Odată Elite Scarm, bun, Kaizen. 30... Buftim? Dungeon Defender la Mexo. Na. La fel. Ești spre castle, dungeonul nu prea apără. Are 33 de arcași, deci nu e ca și cum are foarte mult pericol să intri peste el încă. 45 să rămâne la 20, da. 5 vulgeri în plus. Arată bine pentru Mexo, chiar dacă e târziu în castle. Arată foarte bine, dar aș prefera să aștept un castel decât să pun un dungeon. Ai, sunt scumpi și... Dar mai aveți tot. Da. Dar poți să pui două castele.
mai rapid. Al doilea poate să vină mai rapid decât să dai bani pe una din cele mai inutile clădiri, în opinia mea. Foarte inutil, Don John. Poți să observi câteva personal. Ok, 4-6 Vils Kaizen la 50 și are 5 Idol care au construit Don John-ul. Vedem și acum asta. The Idol. Păcate. Ok. E trist să zicem, dar nu a reușit să obțină mai nimic Kaizen din Castle Age-ul ăsta. De faptul că a fost up cu 2-3 minute mai devreme. N-am văzut nici Forward Siege, n-am văzut niciun Castle Drop care să facă ceva. Și avea viziune, adică avea vision. Vedea pe hartă că putea să pun un castel în dreapta la Palisade Gate-ul acolo și făcea din aia la ferme. Și okay. Dădea și... Castle Drop de la Mexo? Da, ne-arată cum se face. Și jocul ăsta a devenit un free advertisement for Town Watch. Ambele meciuri. Cu Town Watch, băieții ar fi fost mult mai clar văzători. Mă aud mai bine acum, Inger? Da? Ok, mersi. Mexo este iarăși pe piatră. Foarte bine. Principala resursă în feudal și în castle, se pare. Uite, n-are Kaizen, n-are 600 piatră, n-are suficient piatră să pun un castel defensiv. Bine, nu mai are nici builds în curând să pun un castel defensiv, dar... După ce a pățit asta meciul trecut, din păcate nu a fost pregătit pentru același lucru. Vedem lupta? Nu cred, n-are de ce să se lupte Mexo încă. Ai 11 skirms în armata aia. Spune dezavantajul, faci un siege workshop. Castel. Pe Tars. Yeah. Pe Tars. New meta. Ne învață pe Tars, asta e adevărul. Să vezi cum mai cade în TC. Avem 9 Vils garrisoned în TC la Kaizen. 22 Vils idle din 46 total. Un castel downhill. Kaizen. Doare puțin. A dat cancel la castel. Bun. Nu a fost denial, a fost cancel. Uh-huh. Probabil nu s-a așteptat să fie în range. Repoziționează castelul? Da, l-a pus puțin mai în spate. Ok, Botkin Warmur la Botkin Warmur. Acum dă wheelbarrow. 8 au mai rămas pe ferme. Tot nu are core scala. Nici Mexo nu are upgrade-urile de castle age. Dar la 53 armată, 59 wheels, nici nu trebuie neapărat. Probabil se uită la diferența de score și... E destul de relaxat în momentul ăsta. Ok, din nou pune castelul mai în față, dar nu s-a schimbat nimic în termen să aibă o poziție mai bună. Doar că mai mulți siege pe teren și sunt mai mulți petarzi în castel. Poate de acum 2 minute. Ok, nu apără castelul și pierde wheels, au trimis armata... 80... Crossbow l-a trimis în față. 90%, 95%, îl ridică. 16 builds morți, 18 builds morți, 21, 23, da. 23 de builds morți. 30 builds la 60. Mama lui Mexo cred că e foarte mândră în acest moment. Tot de ce vorbim de părinții oamenilor, nu vă înțeleg. O venit în chat, așa am înțeles. Change the topic, what the fuck? O, contraatac de la Kaizen, asta îmi place. Ok, intră puțin, față. Da. Cecilian, îți ridici castelul aproape instant. Gata, s-a apărat. Instant, dar am văzut cât 20 de virus aproape pierdut la celălalt castel. Instant pentru Mexo, aparent. Da. Counter attack, red counter. Nu prea sunt de acord cu castelul, al doilea castel al lui Mexo. Acolo mai în spate, prea în spate.
puțin prea în spate, dar probabil vine și, dar n-are piatră pentru al treilea. Acum trei, pe mangonele o să se înainteze frumos, sigur. Patru mangonele, are una gheară. Ok, arca și... Kaizen. S-au sperat de dungeon și au fugit. Până la urmă, dungeonul ăla și-a făcut treaba. Mhm. Trebuie să recunosc. Prin mult nu-mi plac mie dungeonul. Dungeonul defensiv, defensiv al lui Mexo și-a făcut treaba. Să dăm. Ok, hai să... Hai. Ah, Mexo nu vedea, nu vedea aurul lui Kaizen acolo. Nu vedea aurul. Iarăși, Soundwatch, 75 food everybody. Copii. Nu vede aurul. Ok, un Don John. Kaizen. Fix înainte să ajungă Magonel. Încă nu-l... A, acum vede Don John, vede și aurul. Bun, doi villageri. Vedem și reacția. Pac, pac, pac. Attack ground care nu trebuie ieșit, dar... Ok, încă. 35 build la 64. It's fine. Va cădea cu mult înainte să fie construit un jocul. Din păcate. Dacă zic woodline. Și n-are, n-are cu ce să facă. Chiar și niște light chiar putea să facă. Bine, sub castel. Și GG. GG? Stă-le cu mingătorul la Max. Foarte dominant. Am avut sentimentul că Kaizen nu prea a avut un plan de atac în niciunul din meciurile astea. A jucat puțin reactiv. Ok, ai pus două dungeon-uri în față, dar nu a fost un plan coagulat cu mangonele, scorpions, cu push mai serios. Și i-a chiar creat spațiul lui Mexo să fie și a doua oară destul de expansiv și agresiv, să pun castelul chiar lângă paza lui. Cam atât pentru seara asta. Mersi okay. De atac de Cochez. Mersi de invitație, seara bună tuturor. Salut. Bun. Ne vedem la rândul următoare. Mersi că v-ați uitat. Salut.